Bă, ce dracu ziceți mă acolo, mă? Că s-a terminat vacanța, mă? S-a terminat vacanța, așa ziceți? Așa am auzit. Fuuu, lumea mă întreabă când mai postez Don't Starve. Când dracu mai postez Don't Starve și când mai postez This. Cred că niciodată nu o să mă las vreodată de jocul ăsta. I don't know, probabil mi-e scris. A, ciurt în pite, lăsați-mă dracu să filmez. Haide. Da, și ia uite-ne aici, în fața interfaței. Interfaței, băga mea și pula, cred că am distrus tot. În mod evident am distrus tot intro-ul ăsta, eu cred că trebuie să mă las odată de site-ul ăsta. Suntem aici pe Don't Starve Together, nu se vede Don't Starve, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că nu joc o altă copie fake a acestui joc. Haideți să vedem ce naiba facem, deci am aici vreo câteva servere, unul se numește Cousins. Dacă mă întreabă cineva cu cine mă joc pe serverul de Cousins, te rog frumos să ieși de pe canal. Am copii de la 403 aici, probabil că nu vă dați la fel de easy seama cu cine m-am jucat. Mă rog, am 1, nici eu nu știu cu cine dracu m-am jucat pe ăsta. Și am SES 4, care da. Haideți să facem SES 5. Caut un mod care să-mi ușureze oarecum nervii și căpățâna, pentru că nu prea o duc atât de bine. Am văzut ceva show me pe acolo. Bă, nu cred că ar trebui să umblu... Ba da, mă, what the fuck? Bă, era să fac o lume fără să adaug cave-urile, dar ce dracu sunt eu, un nubalău? Bun, aia să bag Generate World, acum pentru că altceva nu mai am depus în lumea asta, nu cred că umblu la nicio setare, deși sunt unele setări care ar merita așa ceva, să știți. Am băgat 3 moduri, unul care mi-arată health bar-ul inamicilor, unul care mi-arată health bar-ul boșilor, e un epic health bar și unul care îmi dă large chest-uri and stuff like that ca să mă ajute cu spațiul pe-n bază. Bun, acum trebuie să-mi aleg caracterul. De fiecare dată în orice survival de-al meu, în orice let's play, l-am ales pe Wilson. Ei bine, de data asta o să joc cu Wex, Wex78. Bun. Am un skin nou pe el, un skin de Crăciun. Oh, stai. Oh, that's kind of new. Schmaker. Da, mi-am băgat un mod de zoom plus, pentru că de multe ori te ajută să vezi anumite piese pe care le cauți, gen când cauți acul în carul cu fân, trebuie să bagi un zoom plus aici ca să găsești anumite iteme mai repede. Bun, ce observăm noi nou în jocul acesta este Dunărea, era să zic, este oceanul ăsta minunat, frate. De fapt, dacă mă uit pe geam chiar poți văd Dunărea, dar nu contează, oricum. Da, au făcut un update, acum poți să te plimbi cu barca pe Don't Starve Together, este foarte șmecher. Bineînțeles, oceanul din jocul ăsta nu se va compara probabil niciodată cu oceanul din Don't Starve Shipwrecked, dar nu contează. Bă, și care e chestia, fraților? Hai să dau și un zoom in aici, amintitel. Bun, deci, oamenii vechi de pe canalul meu știu cu siguranță că eu am postat foarte multe episoade de Don't Starve pe canalul acesta de YouTube. Cred că a fost jocul cu care am început eu să postez. Ori ăsta, ori Minecraft-ul, dar cred că Don't Starve, nu mai știu exact. Oricum, n-are relevanță. Dar care e ideea? Eram la un moment dat singurul YouTuber român care îl posta pe YouTube și am făcut câțiva oameni să se apuce de jocul ăsta. I-am făcut o promovare destul de ok, aș zice eu, pentru suma mea de abonați, de mort în cadă. Dar ce vreau eu să spun, frate, consider că sunt cel mai bun român care a postat pe YouTube Don't Starve. Nu că m-aș lăuda sau alte chestii de genul acesta, numai că vreau și eu măcar de vreo câteva ori în viață să fiu realist, mă înțelegeți? Adică ce să ne căcăm pe noi? A, și am și un mod în care dau shift click și eu stau cu mâinile așa lejer și nu trebuie să mă ocup să adun toată iarba asta de căcat. Dar ce vreau eu să spun? Nu pot să mă las de jocul ăsta, rămâne preferatul meu, orice s-ar întâmpla. Știu că multă lume a crezut, probabil că am uitat de Don't Starve sau că vezi, Doamne, Pro Laser s-a schimbat. Nu mai joacă Don't Starve, s-a golănit, acum se joacă CSGO. Nu, adică mă joc CSGO doar că nu va însemna niciodată la fel de mult ca Don't Starve-ul pentru mine. Oricum, CSGO mă joc numai atunci când am și eu prieteni care să mă invite sau pe care să invit, adică serios, nu văd cum te-ai putea juca jocul ăla fără cineva, adică serios. Bun. Dar care e chestia? Dau de unii oameni pe CSGO, frate, dobitoci rău de tot, adică, serios, zici că sunt brocoli oamenii ăia, frate, nu le gândește nimic a creierul ăla de căcat. Bun, și care-i treaba? Am făcut această lume, lucrurile se schimbă o leacă de data asta, deoarece vreau să...
vreau să joc și cu voi pe această lume de Don't Starve. Bineînțeles, eu nu am pus parolă la acest server, deci s-ar putea să mă trezesc cu vreun chinez că intră pe aici și că n-am nicio treabă cu el. Asta e, nu contează, îl lăsăm să joace pe chinezul ăla, dar oricum vreau să veniți și voi să jucați pe serverul acesta. O să vă invit, probabil o să fac și live stream-uri pe canal în care o să mă joc Don't Starve, bineînțeles, ca în vremurile bune. Știu că lumea voia să se reîntoarcă în vremurile bune. Uite că este momentul să le reîntoarcem, pentru că după ce trece mizeria asta de coronavirus, lockdown and shit, o să ne reîntoarcem la școală, iar eu mă apropii cu pași repezi de clasa a 12-a și bineînțeles că sunt un trântor și probabil n-am să învăț atât de mult cum învață alții, doar că o să-mi petrec timpul pe Don't Starve plângându-mă pe live-uri că se apropie examenul, iar eu sunt pielea pulii. Cel puțin asta am făcut data trecută. Oricum, am zis că, bă, chiar dacă nu mai dau simularea asta de căcat de a 11 și nu o să vă mai zic ce sluboz am făcut și că am luat un 6 pe la română și un 6.50 la mate, oricum, cui păsa de notele alea de căcat? Da, boșilor, plănuiesc să supraviețuiesc o tonă de zile pe serverul ăsta. Eu sper să nu vă supărați pe mine că toți în Zoom Plus-ul ăsta, numai că mi se pare atât de fain să poți să vezi împrejurimile mult mai frumos decât înainte. Dar, nu știu, oricum, din câte am zis adineori, consider că sunt cel mai bun român care a postat Don't Starve pe YouTube. Înțelegi? Probabil nu sunt în niciun caz cel mai bun român la jocul acesta, însă, pe YouTube, cel puțin... Na, eu am avut cea mai multă experiență și eu am avut probabil cele mai multe episoade și tocmai de asta, dacă țin Zoom Plus, dacă nu-l țin, același lucru este, adică dacă văd mai mult sau mai puțin, oricum cu siguranță am să ajung eu până ziua 1000 odată și odată. Bineînțeles că profesorii au venit că gata, s-a dat lege, acum putem să vă punem absențe, firația-i dracu, ei se iau de noi că jucăm la punct și virgulă. Acest Hunger Games de-a școala, numai că ei fac același lucru, bă, frate. N-am înțeles niciodată mâncătoria asta. Școala, de fapt, este o mâncătorie în România, dar nimeni nu poate să recunoască momentan decât eu. Ar trebui să-mi fac un serial numit Coiosul. Să nu credeți că m-am lăsat de YouTube din cauza că am făcut o pauză de o lună și puțin din nou. Nu, a fost din cauza că am fost extenuat. Nu am mai avut chef să fac absolut nicio treabă. Pur și simplu vacanța asta m-a dat gata și... Nu doar pe planul YouTube-ului, ci pur și simplu nu cred că mai pot să mai învăț o lecție de mate sau de ce naiba învățam înainte cu atâta spor, pentru că sunt la pământ în momentul ăsta, deci sincer vă zic... Nu știu ce naiba o să fac, pentru că eu trebuie să dau și Cambridge-ul și na, mai trebuie să mai iau și carnetul de șofer. N-am dat sala, fraților. Era foarte bine dacă o dădeam înainte de mizeria asta de lockdown, pentru că măcar stăteam și eu cu inima împăcată că uite, frate, când o să ies din carantină, o să mă plim cu tovară și cu mașina, o să fie frumos, o să mă duc și eu la mall-ul din Galați, că altceva n-am ce să fac cu mașina mea, adică n-am pe unde să mă plimb în Brăila, serios. Mă plimb în Galați, pe în mall, că acolo e frumos, acolo găsești Reserve, dar acolo găsești alte căcaturi, înțelegi? Dar nu, că nici măcar carnetul nu l-am, nici măcar sala n-am apucat să o dau și trebuie să aștept. Cam asta e viața mea în momentul ăsta. A fost, pe de o parte, plictisitoare vacanța asta pentru mine, pe de altă parte a fost genială pentru că cred că am jucat vreo 100 de ore de Don't Starve cu cousin-ul meu. Duceți-vă, căutați pe Google Translate ce mama dracu înseamnă cousin. Dar da, ne-am jucat pe lumea aia și a fost destul de fain. Cred că avem vreo 470 de zile, actually. Hai să vânăm un coalafant așa la Caterinca. Bun, hai că suntem pe drumul lui. Oh, dar ia uite ce găsim. Chestii even mai relevante. Mă refer la căcatul ăsta de Touchstone. Hai că îmi place. Îmi place suspicious dirt pile-ul pulii mele cum l-a pus, frate. Cum, dracu? N-am cum să fac pe asta, ești nebun? O să mi se despauneze urma aia și aia. Sau îmi iau un hit și mă duc în continuare. Atâta ghinion n-am mai avut de mult în jocul ăsta. Ia uite-l mâncala și live ați văzut, frate, cum s-a spawnat. Să-ți facem felul, terminatule! Vino dracului aici, te dai după iepure, a? Crezi că omori iepurele în locul tău, a? Vino putu-ți morții, mătii! Valahia! De asemenea, multă lume mi-a zis, mulțumesc, m-ai învățat să mă joc Don't Starve. Era în ceea gen, bă, coi, tu realizezi că nu mi s-a dus pe pul atât de tare mintea încât să doresc renașterea lui Ceaușescu sau ceva. Mă simțeam așa ca un fel de profesoraj din ăsta cu ochelari.
De asemenea, vă recomand și vouă să vă duceți pe Epic Games Store să vedeți ce jocuri gratis se mai dau pe acolo. Știu că imediat v-ați gândit la Fortnite când i-am zis numele, numai că pot să spun că am făcut rost de toate jocurile cu Batman de acolo. Sunt 6 în total cu tot cu Lego-urile. Și era ceea gen, what the fuck, frate, 3 jocuri cu Batman legit și 3 jocuri cu Batman Lego, adică gratis. Nu poți crede așa ceva, ce dracu e asta. Da, pe de o parte mi se par și mie cam bulangii ăia de pe Epic Games, dar n-ai ce să faci, eu sunt român, vreau binele meu. Ia uite bă frate, am găsit încă un touchstone. Numai că am ghinionul de a-l primi fără un cap. Ce bine că nu-mi lipsește și mie unul. Yeah, lejer, picking. Ia, îi dau și eu un morsel. Mersi, boss, de când am mai făcut trade-ul ăsta. Numai că tot îmi trebuie roci. Să-mi ba picioarele, ia, distruge mizeria asta. Puteți să observați skin-ul meu pe pickaxe, care demonstrează extraordinarele mele 500 de ore pe acest joc. 500 de ore doar pe Steam, să ne înțelegem, pirații mei. Ahoi, marinari! Ia uite, bal, dracu, cât zoom pot să dau. Nu pot să cred așa ceva. Știi care e problema? Că acum trebuie să dau zoom in. Aoleu! Bun, admirați în continuare skin-urile pe care urmează să le vedeți. Bun, acum trebuie să mă întorc să-i dau verdictul final primului meu science machine de pe lumea asta, din sutele care vor urma. Du-te la măta, bă, căcatule! Ia uite și primii mei inamici, lejer. Cred că o să fie o luptă aprigă, într-adevăr. Mai ales cu cele 500 de ore ale mele pe Steam. Urma să spun că mă îngrozește că nu dau de un rock biome, numai că Dumnezeu e de partea mea astăzi. Nu mai folosi numele lui Dumnezeu în deșert, păi sunt un rock biome, idiotule, am zis adineauri. Ce dracu, mă mai bag să omor un colafant. Hai să vedem live când se spawnează și de data asta, shall we? Ia uite-l, mă. Nu l-am văzut, dar că-s... Bineînțeles că mi-am făcut spirul, iar eu dau cu toporul. Păi dar ce dracu credeți voi, că... irosesc bunătate de spir pe ratatul ăsta. Nici măcar spirul nu trebuie să-l folosesc. Dau direct cu pumnul în el. Eu sunt pro laser, nu Wico Games. Na, nu cred că o să fie ceva probleme. Sunt sigur că voi o să auziți jocul. Ok, jocul se cheamă Fallout Shelter. Pudă-te dracu de gramatică. Oh shit, mor de foame, nu pot să cred. Gata, mă. Ce dracu a spusit. Ia, auzi, mă, am primit un cadou. Și doar ce am distrus science machine-ul ăla. E, dar lasă că mai sunt și oameni care și-au făcut gagicul cu o zi înainte de carantină. Ok, ne-am întors la mizeria asta care lipsește un cap, ce noroc că nu și mie, și hai să le distrugem și pe celelalte care i-au rămas. Din nou aceeași inamici și a doua oară, mă întreb cine va câștiga în această bătălie. Bă, n-am explorat eu chiar atât de mult, zici că am găsit o grămadă de căcaturi, numai că hai să-mi fac și eu un loc de bază, adică, sincer, încep să mă plictisesc din atâta explorat. Efectiv, cu aia explorez și simt cum îmi pierd din abonați în pula mea, adică, că tot am atât de mulți. By the way, am făcut suma minunată de 9000 de abonați, vă mulțumesc foarte mult, sunteți și mai tari. Bă, dar măcar a sunat bine ce căcat am zis? Da, și ușor, ușor vreau ca lumea asta pe care joc în momentul ăsta să arate așa, ca un fel de oraș, mă înțelegeți? Adică vreau să fac o grămadă de drumuri, vreau să fac o grămadă de case, de porci, așa cum sunt românii, nu știu, o să semene cu România ușor, ușor. Da, și o să am și case de iepuri mergători, ăia vor fi gen trepării și va fi așa câte o casă de iepuri la vreo 5 porci, cam cum e și în realitate. Ia uite, noua fantomiță băgată în jocul ăsta, Pipspuk, frate. Error, visual processor must be malfunctional. Malfunctioning. Ce dracu? Lumea zice că n-aș avea tupeu să mă pun cu ratații ăștia. A, o să mor tu. Actually, băieți, mai lăsați-mă dracu în pace. Fuck. Gata, frate, așa se joacă jocul ăsta. A postat Jacksepticeye un videoclip de Don't Starve. Nu am apucat să mă uit, dar oricum am dat așa puțin pe la sfârșit să văd dacă au murit și... Da, e clar. Ia auzi, mă, auzi, porcule, ia, vino și tu în căutarea acestui colafant împreună cu mine. Umblăm în lung și în lat, numai ca să îl găsim pe grasul XXL, colafantul. Nu putem să ne oprim, nu putem să dormim, nu putem să avem niciun popas până nu găsim minunata halcă de cărne. Tu-s morții, mătii, dar unde-i? Aici, trebuia dumneavoastră să dau
rotate la cameră. Bă, dar ce talent am și eu de comentator al jocurilor, de-aia m-am lăsat. Ia auzi, mă. Bun. Haide, cabbage. Cabbage ce dracu însemna, nu? Varză cumva? Parcă varză însemna cabbage. No, cabbage o să se ducă pe paia în genul ăla tâmpit. Bravo, cabbage. Nu m-ai ajutat cu absolut nimic, ți-ai făcut treaba ca din penis, cabbage. Ești un căcat cu ochi. M-a lăsat cabbage pentru niște păianjin, frate. Cum dracu să nu vrei să bați halca asta imensă de carne și vrei să bați niște păianjin hidratați? De-aia porcii reprezintă românii în jocul ăsta, să-mi bat piciori. Bă, nici noi nu știm ce lucruri sunt mai prioritare. Da, am văzut doi tineri pe băncuță în parc, mamă, și înjurau ca la ușa cortului. Nu mai suport și ce morții mă te vrei să fac în cazul ăsta, adică zici și mie, băi, Marioara, ce vrei să fac să... Îți cumpăr un prezervativ ca să nu te mai gândești la noi sau care e faza? Bun, aici mai bag eu un science machine în primul rând pentru cadou ăsta. Doamne, dă-i, doamne, spice ceva, un skin bun pe care să-l vând. A picat un skin bun pe care să-l bag în pulă, da. Forță, n-am ce să fac, mă, frate. Vreau și un skin, bă, dar de vreun euro, ceva de genul ăla și să-l vând pe Steam de n-ai mai văzut. Dacă e clipit, gata, l-am vândut. Ia uite, mă, admire că au băgat ăștia iteme noi în joc. Flare. Nu pare a fi un item prea des folosit de lume. Ideea e că nouă ne trebuie un loc de bază. Deci, mai explorez biome-ul ăsta de roșii care e pus fix lângă portalul meu, fix lângă locul de spawn. Genial. De ce n-am putut eu să mă duc o leacă mai la dreapta ca să dau prima dată de el? Nu știu. Am avut ghinion. Și mai am aici o parte nedescoperită, dar cu siguranță că nu e chiar atât de relevantă. Bă, nu știu exact unde să-mi fac bază, mă mai gândesc. De asemenea, v-am mai spus prin videoclipuri, doar că foarte vechi, vechi și de demult, că mereu voiam să joc atât de bine Don't Starve ca un player numit Flydog. Mă rog, era un YouTuber care posta acum mult timp în urmă, era prieten cu Bobo Spider, probabil de Bobo Spider ați mai auzit. Dar care e ideea? Tipul juca atât de bine Don't Starve și era singurul român care îl posta pe vremea aceea, până în 2014, dacă nu mă înșel. Abia așteptam un nou episod pe canalul lui și avea vreo 3000 de abonați, știi, și el, ca și mine, nu era cunoscut de nici dracu. Dar, din păcate, pe primul canal al lui posta link-uri de pe file list, în descrierile videoclipurilor și i-au dat jos canalul și a făcut un alt canal pe care a reînceput să posteze Don't Starve, numai că, bineînțeles, că la cât noroc avea el, i l-au dat jos și pe acela. Și, mă rog, are acum un alt canal, foarte, foarte mic, se numește Fly Flock. Îi plăcea lui să folosească cuvântul floci foarte des, adică în loc de foc mai zicea floc, era o glumă, un inside joke de-al lui, dar care-i faza, frate? Postează acolo niște mini gameplay-uri, nici dracu nu știe ce sunt alea, niște videoclipuri foarte ciudate cu niște joculețe foarte mici și ciudate și de care n-am auzit niciodată, dar poate îl iau și pe tipul ăla, îl conving să vină măcar să filmăm un episod împreună pe lumea asta minunată. Cred că ar fi ceva super tare, sincer, cred că mi-ar plăcea. De asemenea, poate îl bag și pe Vermiu să ne jucăm, dacă nu vrea să vorbească și el, atunci o să stea pe mute, pe Discord și totuși o să mă ajute, putem să ne scriem aici. De exemplu, poate foarte repede să scrie cuvinte pe chat și ne putem înțelege ce să facem. Voi avea nevoie de ajutorul oamenilor când vine vorba de bătutul boșilor. Bineînțeles că da, am un abonat foarte activ pe canal, se numește Milex. Salut, Milex, cu siguranță ai ajuns la partea asta a videoclipului. Mă rog, tipul mi-a recomandat un mod pack pe Don't Starve Together. Mod pack-ul ăla se numește Uncompromising Mode. Care este foarte greu, adică face jocul ceva mai greu și supraviețuitul în el adaugă niște feature-uri, feature-uri, adaugă niște chestii noi în joc ca să fim mai brăileni, care fac joculețul destul de greu. Și vreau să mă joc modul acela, numai că am dat de un căcat băgat de modări care nu mi-a plăcut absolut deloc. Basically, capcanele de lupi pe care le folosești atunci când vin o tonă de lupi după tine, odată la câteva zile ca să scapi de ei, easy, poate să ardă în modul ăla și asta nu mi-a plăcut absolut deloc. Pentru că eu înțeleg să faci un joc să fie greu, numai că nu îl faci să fie imposibil doar pentru că așa îți plănuiești tu, pentru că te vezi tu modder și vezi că ai pula mare și poți să schimbi o grămadă
grămadă de chestii, adică să fim serioși. Nu mi-a plăcut treaba aia și am zis nu, nu se merită să joc cu mod pe ăsta. Dar care e chestia, Milex, să te pregătești și tu, o să te invit și pe tine dacă e să jucăm la un moment dat, să băgăm niște episoade de Don't Starve Together și o să pun și o parolă la serverul ăsta, pentru că momentan n-am nimic. Serverul se numește CS5, suntem în ziua 7 momentan. Despre CS4 o să vă explic în zilele următoare, în episoadele ce vor urma pe canal. Și da, doar să aveți răbdare, momentan episodul ăsta este un episod pilot. Vreau să știu dacă vă convine să readucem seria de Don't Starve pe canalul acesta de YouTube. Dacă da, atunci să dați un like, să scrieți în comentarii ce dracu vreți voi să scrieți. Dacă vreți să scrieți Slobozi la tavă, puteți să scrieți asta, dar măcar cu hashtag, ca să fim și noi în 2020. Nu știu, faceți ce vreți, e secțiunea de comentarii după canalul meu, deci vă permit. Mai nou, acum că numele meu mai ard eu mare misterios, permit lumii să-mi spună și pe numele meu, Tudor, numele meu adevărat, nu mai ascund pe numele ProLaser. Dar da, în continuare acest episod plictisitor sau amuzant se bazează pe feedback-ul vostru. Și nu vreau să sun ca Max Infinite, numai că dacă nu vreți să readuc Don't Starve pe canal, atunci probabil că tot am să-l readuc, numai că cu episoade mult mai rare. Și bineînțeles că a pornit ploaia, iar eu cum joc cu UX o să-mi iau niște damage, da, nu-i problemă. Dacă eram începător, atunci probabil că mi-ar fi păsat. Da, alea 500 de ore vă zic eu că o să ajungă să-și spună cuvântul. Așa că, hai să las mizeria asta, îi dau foc, nu mă interesează de armura asta de 2 bani. Ne, cred că pe în zona asta o să-mi fac baiemul, o să-mi fac baza, pardon. Baiemul. De asemenea că tot mi se pare ciudat acum să mai îmi spun ProLaser, nu uitați că aveți linkul de la Instagram-ul meu în descriere și în comentarii, Tudoric Talpă, pentru că sunt un boomer, is Talpă Retro, așa trebuie să căutați și o să îmi găsiți profilul, dați-mi acolo un follow, am 500 și ceva de followeri, nu mă interesează. Să vă uitați la story-urile pe care le pun, sunt destul de handicapate, pentru că așa sunt și eu. Bun, cred că îmi fac mai pe aici baza, pe la stânga. Ia uite. Fix în locul ăsta, cred că e un loc destul de bun pentru a începe o bază. Din păcate, nu am absolut deloc lemne, nu am absolut deloc copaci pe împrejur, deci cred că BRB. Dar măcar pot spun și eu un foc de tabără care să rămână aici, pe vecie. Admirați skin-urile. Ok, we're back, bitches. Hai să băgăm un science machine aici, frumos. Vreau din prima să încerc să fac baza frumoasă ca să nu mai schimb toate lucrurile. Deci asta înseamnă că o să o extind destul de mult. Nu știu science machine-ul ăsta unde aș dori să-l pun. Cred că mai pe aici. Ok, hai să lucrez la un alchemy engine. Bineînțeles că îmi trebuie iară borduri, BRB. Ok, și alchemy engine-ul nostru este gata. Sparge porcăria asta. Înlocuim. Ce-i nou e mai bun, nu-i așa, zumărilor? Putem să facem improved farm, de ce nu? Astea or să vină mai pe aici. Bag deja vreo două, direct. Nu știu dacă să le bag în linie. Uite, încă una aici. Momentan n-am siduri de nicio culoare. E furașul, îmi dați voi niște siduri, vă rog, e frumos. Bun. Crockpot, drying rack trebuie să facem, deci trebuie să dăm foc la o grămadă de copaci. Din păcate, carnea asta ni se cam strică și trebuie să o prăjim până nu o să realizez că am vânat atâția coalafanți degeaba. Gen, cred că au fost vreo 2, nu, au fost 3 coalafanți. 3 coalafanți am vânat eu, să știți. În doar un singur episod, forță, frate. Something is coming, legenda spune că știu și ce. Oh, nu, se întoarce Ilias Vlogs. Mami, ajutor! Aoleu, pasăre idiotă, dă-te de acolo. Bun, hai! Ia uite-l mă cum înnoată. L-ați văzut? Mamă, ce săritură de iepuraș. Firați-ai, dracu. Ligioane tâmpite. Ăștia mi-au dat o grămadă de coșmaruri când eram mic.
Pentru că sincer arată groaznic lupii din jocul ăsta, arată foarte creepy. Bun, și acum cine ar mai trebui nou ar fi un Drying Rack, cred că mai putem să mai facem încă unul. Da, avem un început destul de bun, chiar dacă am prăjit deja toată carnea înainte să fac Drying Rack-ul, pentru că sunt un om intelectual. Forța, tati, și o să bag chiar o carne de monstru pe Drying Rack pentru că îmi permit. Și da, atunci când o să mai bat vreun boss din ăsta mare, o să vă cer ajutorul, deoarece îmi place și să bat boss și cu lumea. Pot să-i bat și eu de unul singur, numai că mult mai greu. Anumiți boss sunt literalmente făcuți ca să se bată în grup. Deci, să vă așteptați, o să mai pun pe comunitate, eventual. Mai băgăm aici lejer și un large chest, deoarece aș avea nevoie de niște spațiu în plus. Este din moduri, deci nu puteți să-l aveți și voi dacă nu vă instalați modul. Ce e, Pipsbook? Ești supărat? Da, eu care am făcut 18 ani stând în carantină, cum ar trebui să fiu, Pipsbook? Nu o mai fi așa supărat, nebunule, că n-ai pățit nimic. Back to the business. Oh, frate, dar cum să terminăm noi altfel episodul decât vânând un alt coalafant? Adică, serios, ăsta ar fi al patrulea pe episodul de azi. Deci eu îl vânesc pe ăsta numai pentru că e o memă, la modul ăsta vorbesc. Adică mă plictisesc prea tare, vânesc coalafanți, frate, așa se face pe jocul ăsta. Mult prea easy, frate, ia uite, al patrulea deja. Gata, la sfârșitul zilei 10. Opa, tati, dar pe unde dracu te duci? Oh my god, nu pot să cred, am avut anxietate și de-aia m-am oprit. Vedeți de ce nu-i bine în pula mea să fiți anxioși? Reveniți-vă dracului de zoomări troglodiți. Aoleu, dar să mor eu dacă n-am dat de o grămadă de oameni de 5-8 în special, care parcă li se pare la modă, frate, să zică că sunt triști. Nu înțeleg oamenii ăștia. Să-mi bat piciorul. Generație determinați. Pe chipul lor se vede clar că ei sunt cei mai fericiți copilași din lume, că na, au luat și un 10 din teorema lui Pitagora, dar pula mea, ei toți zic că sunt triști. Nu știu de ce dracu ai putea să fii trist la vârsta aia, adică nu știu. Bine, pe de o parte și eu am fost când trebuia să dau examenul, că și acum mai țin minte când eram pe Don't Starve și ziceam că na, că e un căcat, că nu știu ce. Dar eu nu eram la același nivel ca ei, serios. Bun, și băgăm noi un large chest, cred că îl bag fix aici, la apă. E destul de departe ce-i drept de foc, dar nu asta contează, contează să arate la final bine baza, adică eu pot să mă descurc în orice condiții la urma urmei. Bun, lejer. Așa, ăsta are 25 de sloturi în care pot să-mi bag toate itemele de care nu am momentan nevoie. Din păcate nu pot să-mi fac în episodul acesta un frigider, dar cu siguranță că o să fac în următorul. Bun, un carrot, nu mă interesează. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă vreți să vedeți ce am putut să realizez din baza mea, cam atât. Cam așa arată, momentan cel puțin. O să mă extind foarte mult, mult mai mult decât ce vedeți în momentul ăsta. Momentan e doar începutul, ceva ce am putut să realizez în primele 10 zile și cu siguranță că o să continui tot așa și în aceeași viteză, adică serios, deja suntem pros noi ăștia de pe canal. Voi deja știți să vă jucați Don't Starve, cei vechi, cei noi, bine v-am găsit și cu siguranță că o să-mi spuneți profesorul de acum încolo, pentru că aveți multe de învățat de la acest om pe Don't Starve, frate. Nu o să găsiți un alt român mai bun decât mine. Știu că mă laud extraordinar de tare, numai că, având în vedere că eu sunt praf la școală și o lepră de om, măcar am și eu cu ceva cu care să mă laud, adică serios, găsiți-vă și voi ceva, nu știu, Barbie Dressa puteți vă jucați să-l învățați și veniți să-mi dați tutoriale, cu siguranță am să mă uit la ele, doar dacă nu ies ca un pișat și dacă vocea voastră nu sună ca un pișat, dar cu siguranță că am să mă uit la tutoriale de Barbie Dressa, adică altceva în viață nu am de făcut, nici la facultate nu pot să mă duc până nu mă uit la tutorial de Barbie Dressup. Dar oricum, cam asta am avut eu de zis în acest episod. Eu am fost ProLaser, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să-mi spuneți în comentarii dacă vă place că am readus Don't Starve-ul pe canal și da, vă salut pe toți, ceau bă, pa!